Bădiță, până la urmă, publicul craiovean a aplaudat-o dinamovistă. Singura dinamovistă craiovean a aplaudat în bănie. Da, vă referiți la Loredana Dinu. Ea a fost sportivă a clubului Universitatea Craiova mulți, mulți ani. Resursele financiare ale clubului sunt limitate. Găsind condiții mai bune la alt club, s-a transferat în primă instanță, nu la Dinamo, ci la alt club, iar de acolo a plecat mai departe la Dinamo. O competiție reușită la cincea ediție. Da, este a cincea ediție a trofeului internațional Alfredo Bacheli. Clubul sportiv Universitatea Craiova, împreună cu liceul cu program sportiv Petrache Trișcu, a reușit să se ridice la înălțimea așteptărilor din punct de vedere al organizării. Totodată le mulțumim echipelor naționale de băieți și fete care au participat la acest concurs, pentru că prin prezența lor aici, gradul de valoare al acestui concurs a crescut. Noi sperăm ca la anul, datorită acestor, să zicem, organizări bune pe care noi le-am avut în ultimii ani al acestui concurs, el să intre în circuitul european al concursurilor satelit. Clubul sportiv Universitatea Craiova este alături de victimele tragicului accident din colectiv. Noi am și avut un moment de reculegere în memoria victimelor de la clubul colectiv. Este o mare nenorocire ce s-a întâmplat acelor tineri. Suferim toți, suntem mâhniți de ceea ce s-a întâmplat și sperăm ca aceste nenorociri să nu mai fie posibile în viitorul apropiat. Personal, o cunoști foarte bine pe Ana Pascu, președinta Federației Române de Scrimă. Ești alături de ea? Încă din zilele trecute, când am avut conferința de presă de promovare a acestui concurs, am transmis mesaje de condoleanțe doamnei Pascu, având în vedere că băiatul dânsei, singurul băiat, se află într-o situație extrem de dificilă. Din câte am înțeles, mâine este posibil să fie transferat în Franța, în regim de urgență. Să sperăm că va trece de acest necaz băiatul, părinții să fie puternici și să reușească să fie un suport pentru el. Bădiță, tu faci parte din două clase, și clasa sportivă și clasa politică. Ce ai simțit în momentul când ai văzut acele evenimente de la București? Eu sunt un om de sport, un om de afaceri, sunt mai puțin un om politic. Am simțit o mare frustrare, o mare decepție izvorâtă din lipsa de ducere la îndeplinirea normelor legale în vigoare. Este inadmisibil ca un club cu un număr atât de mulți de oameni prezenți la acel spectacol să nu aibă decât o singură ușă de ieșire. Este ceea ce m-a revoltat. Acum ați folosit confeti. Da, și încă aceste confeti avem strângere de inimă atunci când le folosim. Ar trebui interzise orice fel de materiale pirotehnice în competițiile care au loc în săli închise.